Bună de la drumari pentru șoferi! La mai bine de 2 ani de când trebuia deschisă autostrada 10 sb turda cele două loturi ale șoselei, între Aiut și Turda vor fi inaugurate oficial în sfârșit. Colega noastră, Monica Ostașu, vine cu mai multe informații. Bună dimineața! Cam câți kilometri sunt inaugurați astăzi? Bună dimineața, Marius! Autostrada. Șoferii vor putea circula pe tronsoanele 3 și 4 din autostrada A10, adică între Aiud și Turda. Asta numai în condițiile în care recepția de astăzi va fi una pozitivă. Nu vorbim de prima recepție de acest fel, a mai avut loc una și în 2016, dar atunci s-a decis amânarea deschiderii autostrăzii din diverse motive. Unul dintre ele a fost creșterea exigențelor în ceea ce privește calitatea lucrărilor, inclusiv extinderea perioadei de garanție. De asemenea, au existat probleme ce au ținut de vremea nefavorabilă care nu a permis muncitorilor să toarne asfaltul. Trebuie să precizăm faptul că valoarea totală a celor 28,8 km de autostradă este de 890 de milioane de lei. Pentru lotul 3 ni s-a explicat că proiectul mai are nevoie doar de un aviz de la siguranța circulației. Rămâne de văzut ce vor decide specialiștii la ora 11, respectiv la ora 13, când vor avea loc cele două recepții. Iar dacă răspunsul va fi pozitiv, autostrada va fi inaugurată de șoferi la eveniment, nefiind prezente alte oficialități.